și că așa merge viața mai departe și cu unii și cu rele. Mă gândeam apropo de faptul că se spune despre actori că e bine atunci când dai o rană să dai la o parte de fiată coaja și din rana aia să înveți o ei ca pe experiență și să o aduci în rolurile tale și așa mai departe. În tot ceea ce faci, învață ce ai de făcut pe mai departe. Dar nu te uita înapoi tot timpul. Dacă ai să cem să te tânguiești, să te uiți înapoi, ai să pierzi vremea. Este inutil. Deci nu smulgem de fiecare dată coaja aia. Învață și pleacă mai departe. Cred că așa e cel mai bine. Bine. Pentru că nu există altă soluție. Trebuie să mergi mai departe. Te oprești, n-are nicio valoare dacă te oprești. Viața merită trăită. Noi vă ascultăm pe cuvânt la ce carieră aveți, nici nu se poate altfel. Și ca să ne bine spunem și să ascultăm și puțină muzică în această seară, am să o evit chiar în acest moment pe Angela Rusu. Eu o să rămân pe canapea pentru că este o melodie de suflet și o dedic tuturor celor care au copii și le, în primul rând care sunt plecați departe și copiii sunt în țară, adică au rămas alături de bunici. Dedic această piesă tuturor. Ascultă. Acasă, să stau cu copiii mei la masă. Mă doare inima tare și nu-i găsesc alinare, că stau în străinătate de copiii mei așa departe. Fetița lui mama, sufletul din mine plânge într-una că nu sunt lângă tine. Da, știi că pentru tine am plecat de acasă, să-ți fac zilele senine și viața frumoasă. Am rămas între străini, că acasă banii-s mai puțin. Munce ziua, bani să strâng, noaptea stau în pas și plâng. La copilaș mă gândesc și-mi vine, Doamne, să nebunesc. Fetița lui mama, sufletul din mine plânge într-una că nu sunt lângă tine. Da, știi că pentru tine am plecat de acasă, să-ți fac zilele senine și viața frumoasă. Le rupe sufletul să știi. Da, să spunem mulțumim Angelei.
cred că a fost un moment foarte emoționant pentru cei care se regăsesc în această situație și convinsă că sunt foarte mulți. E Europa plină de români care duc dorul copiilor. Plină, dar s-au dus toți în căutarea unor lucruri mai bune. Da, unei vieți mai bune și mulți dintre ei învață, știi, chiar dacă unii fac prostii. Ea sunt foarte puțini. Mulți dintre ei învață. Am întâlnit oameni care mi-au zis, stau aici, între timp, zice, în vacanță, mă duc și îmi construiesc o casa mea acolo și acum, zice, o fac așa cum se face bine. Am învățat cum se face o casă. Învață foarte multe lucruri și vin mai civilizați, mai pregătiți și cu o altă mentalitate. Da, desigur, mulți se întorc și se folosesc de experiența dobândită acolo, sigur, și deschid afaceri de succes aici în țară. Sigur, sau... sigur că... asta e ideal, asta e oricum, bine. Cred că foarte mulți dintre cei care ne privesc și sunt în situația despre care am vorbit, vor să se întoarcă la un dat în țară. Dar sigur, o să fie un timp pentru toată lumea. Majoritatea, să știu. Angela, spuneai că ai fost în America, în Germania. Lista în cazul dumneavoastră este foarte lungă. Spământător de lungă. A fost și la pinguini, scuzați-mă. Cum adică? La pinguin. Am fost în Africa de Sud, care este extraordinară. Am fost în Australia, am fost peste tot. N-am fost în China, n-am fost în Japonia, n-am fost în Irlanda, sunt numai câteva țări. Mai e prea târziu. Dar nu, dar de-abia aștept că s-ar putea să merg de cum în curând în Irlanda, deci nu e nicio problemă. Deci ați auzit, China mai trebuie atunci și Japonia. Da, China mă duc, chiar dacă nu mă ducem cu turneul, mă duc să văd China. Vreau să văd. Mergem împreună, că și eu îmi doresc. Da, da. Și eu pot să mă mai înscriu într-o excursie, îmi fac o listă de turnee până la final. Și facem așa o gașcă, un grup. Da, trebuie neapărat. Asia e oricum minunată. Da, minunată. Am fost în India de două ori și de-abia aștept în decembrie mă duc din nou, de-abia aștept. Da, toată lumea vorbește despre India, părerile sunt foarte împărțite. Da, cum India, e India este stranie, dar este fenomenală. Adică, ce v-a cucerit? Este un tablou fantastic, adică aici este Taj Mahalul sau cel mai mare palat al maharajahilor și alături, jos, pe trotuar stau oamenii, femeile și alăptează copiii și n-au nimic altceva decât un cearșaf care îl pun pe la șolduri și pleacă mai departe și dorm undeva. Dar nu știu dacă nu știu, din religie sau din ce le vine, dar au ceva, ce le au un optimism oricum dar mai mare optimism, decât... Au... Parcă sunt mai fericiți, nu? Sau au bunăstare? Au fericirea că nu... Sufletească, mă refer. Dar nu pismuiesc pe nimeni. Uh-huh. Se împacă ei cu soarta pe care cel de sus le-a făcut-o, le-a dat-o. N-am văzut în ochii indienilor săraci niciun pic de ură, uh-huh, niciun pic de răutate, ci din potrivă un zâmbet plăcut, vreau să se fotografieze cu noi. Exact la asta mă referam. Se împacă cu soarta, ceea ce nu e cel mai bun lucru și ceea ce ei vor să înlăture. Sigur că religia le-a dat asta. Știi ce îmi spunea ambasadorul nostru, domnul Sofinete, care e o persoană totul specială? Mi-a spus, știi care este secretul? Niciun om din aceia săraci pe care ai văzut tu nu visează să aibă Mercedes, cel mult o bicicletă. Deci sunt modești, nu vor marea cu sare, să mulțumesc cu puțin. E interesantă filozofia lor. Da, așa este, așa, asta am simțit și eu puțin și în totuși, Malaezia. Da. Cei mai mari matematicieni și informaticieni din lume sunt indienii. Da, așa pe este. Pe unde până unde, cum? Așa este, așa este. E într-adevăr o lume spectaculoasă. Da, de-abia aștept. Cred, să mă duc, îmi place. Am înțeles că împreună cu Casa Radio ați avut un proiect amplu, ați vizitat foarte multe capitale. Am văzut 27 de țări ale lumii, uh-huh, și durează acest proiect de 12 ani, se cheamă Caviar, Vodcă și Bye Bye și îl fac împreună cu Arșinel, cu doamna Tamara Buciucianu, Cristea și regizorul nostru Dan Puica. Și suntem invitați peste tot, sigur, e un proiect non-profit, adică mergem pe diurnă, dar ce înseamnă asta când poți să vezi minunile lumii? Și oricum turneele, că America sunt minunate de Sud, toată America, întotdeauna. Cum? Este extraordinar. Ne înțelegem foarte bine, suntem o echipă care merge împreună, deci nu... Știu că toată lumea vă roagă probabil să spuneți astfel de lucruri, dar povești așa amuzante, întâmplări haioase din timpul turneelor, unele pe care să vi le amintiți acum. Sunt foarte multe povești haioase, dar eu nu le țin niciodată numai pe cele serioase. Nu, și sigur că atunci când le povestești numai același farmec, da? Sigur că da, dar am văzut lucruri extraordinare. De exemplu, în Africa de Sud ne-au dus băieți, trei băieți au organizat spectacol, trei băieți, între care și fratele lui Cornel Constantiniu, care după aceea, după câteva luni de zile, a dispărut. Și ne-au dus peste tot, dar cel mai amuzant a fost când ne-a dus sus pe munte, la un sat din ăsta, turistic făcut, sigur, construit, unde era o echipă de
negrilor autohtoni de acolo, uh-huh, care făceau un spectacol splendid cu toate obiceiurile lor. Și femeile toate erau cu țățișoarele goale.